Salutări, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit la o chestie foarte, foarte ciudată pentru mine și o să vedeți în ceea ce urmează despre ce este vorba. Am primit un e-mail de la un fan, pentru că, da, așa spunea, că este fanul meu numărul 1. Și el împreună, adică Florian, pentru că asta este numele lui, împreună cu soția lui și cele două fiice s-au gândit să ne trimită, să-mi trimită mie un cadou. Un cadou pentru că apreciază foarte, foarte mult ceea ce fac eu, că apreciază foarte, foarte mult că țin la abonați, că răspund tuturor. I-am spus la un moment dat, pentru că am discutat câteva cuvinte cu el, cu Florian, și i-am cerut să-mi spună totuși cum se numește pe YouTube, pentru că mi-a spus că mă urmărește zilnic, că nu există vreun video în care să-l piardă, și asta începând cam de când aveam eu vreo 2000 de abonați. Și spun, totuși, nu ai putea să-mi spui ce nume ai pe canal ca să știu? Zice, nu, vreau să nu se știe, nu vreau să fie mare tam-tam, pentru că eu ceea ce fac, o fac din suflet și din inimă și o fac pentru tine. Bineînțeles, eu i-am cerut voie, dacă permisiunea, ca eu să pot să desfac ceea ce mi-a trimis, pentru că mi-a trimis un pachet. Mi-a dat persoana de legătură, este cineva care s-a întors, adică ceva cunoștințe sau neamuri, nu știu ce, a venit din țara respectivă și mi-a adus acest pachet. Bineînțeles, eu astăzi a trebuit să mă întâlnesc cu acea persoană. Bineînțeles, acum, normal că eu m-am gândit la un moment dat, nu știu, știi, adică ai unele îndoieli, unele chestii, domnule, cum să-mi trimită mie, pentru că chiar eu nu am nevoie de nimic, de ce să-mi trimită mie, aș fi preferat, nu știu, să trimită altul, deci eu n-am desfăcut pachetul ce mi l-a trimis, deci m-am întâlnit cu persoana respectivă, m-a salutat, am schimbat câteva cuvinte și mi-a dat acest pachet. Pachet. Mă rog, nu este un pachet, este o plasă. Așa arată. Deci jur că nici nu știu ce se află înăuntru. Jur, habar nu am ce se află înăuntru. După cum văd aici, pe această sacoșă scrie Hofer. Hofer. Mă gândesc că o fi ceva magazin, habar nu am. De acolo de unde vin ei. Mă rog, hai să vedem, uite, și în fața voastră, sper, nu știu, mă gândesc că or fi și dulciuri, na, fiind preajma sărbătorilor, mă gândesc că or fi și dulciuri și sper să nu vă fac poftă, adică, nu știu, mă gândesc că tot ce ar fi aici se găsește și la noi în România. Hai să mă pun să desfac, are un nod aici, da, are un nod. Și uite, pe această cale îți mulțumesc, Florian, îți mulțumesc ție și familiei tale, vă mulțumesc tuturor și vă urez sărbători fericite și vă urez toate cele bune. Și da, nu știu, să vă țină Dumnezeu năravul. Mă rog, da, deci niște oameni cum se cade și a fost o plasă pusă peste. Ba nu, nu e o plasă, e o chestie, nu știu, o pungă. Asta, punga asta a fost pusă peste. Hai să vedem ce este aici. Ceva napolitane. Deci am să scot să vă arăt fiecare lucru în parte ce mi-a trimis. Aici este o cutie de bomboane. E sigilată, mă rog, o cutie cu ceva bomboane. Am ajuns să fac, bine, nu fac reclamă, vreau să vă arăt ce mi-a trimis, să da niște oameni cum se cade și în același timp, știți, adică mi-a crescut și mie inima, când am zis, domnule, niște fani mi-au trimis mie niște, un pachet de sărbători, deci niște fani. Aici, pachete de unt, Topfen, cred că pachete de unt sau știu eu ce. Alpengant. Deci, după cum vedeți, niște pachete de unt. Pachete de unt și nu știu, mai e ceva cremă, cred că, de unt. Habar nu am, dar sunt vreo 4 pachete de unt și o cutie, cred că, cu o cremă de brânză sau ceva gen. Am o grămadă, au trimis. Bineînțeles, știu și ei cam copii și probabil cel mai mult a trimis pentru ei. Niște Haribo. Da, vă mulțumesc încă o dată. Mamă, dar câte sunt aici? Niște biscuiți. Ia uitați. Și o pungă de biscuiți. Măi, mi-e cam ciudat, dar știți cum e? Adică să vă prezint tot felul de dulciuri.
Dar uite, dacă oamenii au trimis și vreau să arăt și eu, uite ce oameni, cum se cade, practic nu mă cunosc decât de pe YouTube și uite, am niște fani, foarte, foarte darnici, care s-au gândit să-mi trimită mie de sărbători, să-mi trimită astfel de chestii. Mai avem aici, da, de sărbători, ia uitați niște figurine. Ia fiți atenți. Și astea mă gândesc că sunt de ciocolată. Da, și văd că sunt două astfel de figurine. Interesant. Mi-a trimis un pachet de NES. Și fiți atenți, dacă vă aduceți aminte, sau cei, nu știu, care dintre voi știți, eu am spus că nu beau cafea naturală, nu beau decât NES. Și da, într-adevăr, eu NES, când beau doar NES. Și fiți atenți, și exact, măi, de parcă au știut, pe cuvântul meu, exact NES cafe clasic beau eu. Și uitați, NES cafe clasic. De ce NES? NES cafe clasic. Deci este exact genul de cafea pe care îl beau eu. Și ca să vedeți că nu e, nu știu, să credeți că le-am cumpărat eu pentru cineva și vreau să vi le arăt vouă, nu. Uite, o să și desfac pentru că sunt chiar curios. Dacă ați ști cum miroase de bine. Wow. Deci are mirosul de cafea, cafea. Cafea naturală, ca o cafea naturală, doar că este NES, da? Da, uite, vă mulțumesc, dragii mei. Ce mai avem aici? Băi, frate, orez! O să avem orez de sărbători. Orez. Da, e un orez mai... poate un orez mai special. Da, vă mulțumesc. Ia uite, domnule, și orez. A fiți atenți, dulciurile pentru mine și Dorotea și ne-a trimis pentru nevastă mea un pachet de orez, pentru mine un pachet de... o cutie de NES, dar nu, dragii mei, pentru că a trimis și cafea naturală și două pachete de cafea. Wow! Două pachete de cafea naturală. Da, uite, o chestie bună. Cu toate că la noi în casă prea puțin se bea cafea naturală. Adică, cine vine? Musafiri care vin, normal, cafea naturală. Și asta cred că este gumă, dacă nu mă înșel, sau nu știu ce este. Dacă aș întreba pe copii, cu siguranță ei știu despre ce este vorba, eu chiar nu știu, dar mă gândesc că este gumă. Mamă! Multe! 2, 4, 6, 8, 10 bucăți în acest pachet. Ce mai avem aici? Snickers! Două? Păi da, trei copii? Două! Deci, sunt fani. V-am spus, sunt niște fani, deci am ajuns la fundul pachetului, dar un pachet destul de consistent și ne-a mai trimis Kinder și două ciocolate de căpșuni. Așa ceva. Astea. Da, deci uite, chiar vă mulțumesc din suflet și haideți să vă spun, chestia este că, da, crește și inima în mine când aud că am fani. Am fani care deja, uite, au ajuns să-mi trimită pachete, ce drept că am fost un pic sceptic. Deci asta a fost, a trimis și o grămadă de lucruri, deci nici nu mă gândeam. Da, deci vă mulțumesc din suflet. Mă bucur să am așa fani. Nu că eu aș avea nevoie și... Na, dar știți cum e? Te bucuri. Eu mă bucur pentru orice. Cu toate că, na, copiii mei nu duc lipsă de nimic, bineînțeles și ei se vor bucura de aceste dulciuri. Și da, vă mulțumesc încă o dată și sper să nu mi-o luați nume de rău, dar că, na, am zis că e normal să vin să le mulțumesc, că dacă tot mă urmăresc pe YouTube, am zis că e și normal să vin să arăt ce am primit din partea lor, din partea unor fani, niște fani care sunt stabiliți în străinătate și... Pardon, s-au gândit să-mi trimită, uite, ceva de sărbători. Vă mulțumesc din suflet. Sper ca voi să înțelegeți această chestie, să nu luați că, nu știu, mă gândesc că poate mulți dintre voi, dar marea majoritate acum de sărbători cred că aveți ceea ce vă trebuie. Sper din tot sufletul să aveți ceea ce vă trebuie. Deci, vă mulțumesc că ați vizionat și acest video. Dacă v-a plăcut și, nu știu, haideți să vă spun, nu știu, intenția, dar și ceea ce au făcut acești fani, aș vrea să dați și voi un like, să share-iți acest video ca să vedem că
Da, avem oameni care nu trăiesc în țara noastră, sunt stabiliți în alte țări și se gândesc, uite, la noi, la cei care suntem în țară aici. Bineînțeles, cuvinte frumoase în acel e-mail. Aș fi putut să vă arăt și acel e-mail, doar că nu vreau să-l editez, ca nu cumva să ziceți după aceea că am aranjat eu ceva sau cine știe ce. Aș vrea ca video să fie original, să nu tai nicio bucățică din el, să fie exact cum l-am filmat. Deci, vă mulțumesc și nu uitați să dați și voi un like dacă aprecieți ceea ce a făcut Florian împreună cu familia lui. Le mulțumesc încă o dată pe această cale și sper ca, nu știu, ca viața să le ofere tot ce este mai bun. Suntem alături de cei plecați, pentru că n-au plecat din țara noastră, n-au plecat din țară, nu și-au lăsat țara din cauza că aici ar fi foarte bine, au plecat din cauze clar știute de toată lumea. Aici, în țara la noi, practic, nu ai niciun viitor. În țara la noi, totul este cum este. Vai și amar. Așa că, da, încă o dată vă mulțumesc. Nu uitați să vă dați și voi un like, să vadă că românii îi iubesc pe cei care au plecat, că noi ăștia din țară ce am rămas îi iubim pe cei departe de noi. Așa că, dragii mei, până data viitoare, eu v-am pupat. Pa, pa!